Da. Păi tocmai de asta s-au inventat ispitele. Frumoasă e fata. Te invităm să iei un loc pe canapea. Bun, un loc. Te pupă și Carina, producătoarea noastră. Avem cervețele pe ei, să le dau băieților. Da, nici nu știu. Închide gura. Mamă, deci s-a uitat la mine, m-a luat cu fiori. E obișnuită să știi să facă furori și să le sucească mințile tuturor bărbaților. Furouri, ce să mai... E așa sau nu, Rincuța? A, normal. Și cum e? Cum e să ai sentimentul ăsta așa, să știi că în orice încăpere intra, toate privirile sunt asupra ta. Ai făcut și rime. Salut, este. Salut. E bine. E frumos. Dar nu simți așa că ai un plus, ai tu ceva al tău? Păi, care e cheia? Cu astea te naști. Talentul ai din naștere. Ai înțeles? Steluța o ai în frunte. Cu buzele sau cu sânii nu cred că te-ai născut. Păi da, și eu sunt sinceră. Uite, acum, joi, peste o zi mă operez. Iar? Iar? Dar ce-ți mai pui? Facem sânii mai frumoși. Care mai... Fă puțin așa. Dă puțin părul. Dă puțin. Ce să mai fac? Ferească, este burete, adică nu i-am chiar așa de mare. Hai că ai 450 acolo ca popa. 5, punem 600. Cât? 400. Pui 600? Să moară Daniela Crudu, care e 530. Nu, și ea vrea mai mare, dar nu mai vrea asta. Bă, dați-i nebunit, așa mult, 600. Pentru că eu, așa cum mă vezi, mi-am făcut singură imaginea asta. Adică eu sunt cum vreau, eu și nu copiez pe nimeni. Și dacă îți place ție... Și eu trebuie să mă plac, eu nu trebuie să mă placă pe mine nimeni. Eu ce pot să spun? Uite, bine ai venit în sânul familiei noastre la asta. Doamne ajută! Da. În sfârșit a venit la noi. Doamne ajută, nu? Doamne ajută! Ești țâță de mâță. Ala-i, tati, jos pălăria. Da, ce să spun? Flic, văd că se simte foarte bine în emisiune. Vrei să faceți schimb de locuri? Nu, doamne, că eu... Dar poți să mergi chiar lângă pe canapea. Hai, nu te vei știu. Nu, hai să, că vreau să văd în cadru. Vreau să văd în cadru țâță de măță. Vino cu aceea să... Dar te-ai roșit la față, deja te-ai rușinat, nu înțeleg. Era și o piesă de teatru pe vremuri, doi pe o bancă. Iată... Hai mă, e și acum. Da, apropo, domnul Bendeac lucrează la reeditarea piesei. Ce bine vă stăm împreună. Stai să vă fac o poză. Ce ar avea Bianca dintre calitățile astea pe care le aștept să la o femeie și ce nu are? Așa, zâmbiți copiii. Stai că-ți fac și eu. Așa. Acum pe matinal. Fiți mai apropiați așa mai. Lasă-mă că avem și fata. Băi, mai, vezi că am apă la genunchi să nu... 20-20. Așa. Să pară așa cum că aveți deja vreo 3-4 luni. Credeam că 3-4 copii. Uite, asta îmi place foarte. Atitudine, zâmbeți. Foarte bine, doamnelor și domnilor. Dar un gest așa de tandrețe, ceva. Păi ce, dar zic că... Pune o ștampilă pe obrăzar. Pune o ștampilă pe obrăzar. Voi nu permit să-l supăr. Nu, dar nu mă respect și mă lăsă te pup. Hai, pupă-mi. Hai, hai. Pupic, pupic, pupic. Deci mă ating și pe colțul gurii. Dacă vrei te ating și acolo, vrei? Nu, păi mai ating deja pe colțul gurii și pe urechi. Nu sunt ispită? Pot să fiu? Nu ți-ai ieșit din rol. Ce? Nu, eu sunt mereu. Vreau să te atingă la rima. N-am înțeles. Nu că rima mea e împerecheată, lăsați așa că nu. Da, ești împerecheat? Nu. Aflăm și noi lucrurile noi. Doamne! Ce nebuni sunteți. Doamne, doamne. Bun, ce să mai întrebăm? Stai mă că vreau să întreb fata. Când ai zis că faci o... Astăzi este marți, deci joi dimineață voi fi la clinică, la Stan Vitale. Ca să vorbim în termeni economici, mai pui TVA-ul la ce ai acum în piept, mai adaugi TVA-ul. Da, și niște fațete. Ce faci? La dinți, credeam că în altă parte. Îi facem mai frumos. Dar cum acesta e? Mai albești? Nu, măi, facem toată dantura. Și ce a zis ea, băi, nene, ea vrea că, de exemplu, se întâmplă să rămână fără farul la mașină, când zâmbește, îți dea faza lungă să o vadă lumea în trafic. Nu, chiar că nu sunt genul de femeie cocalară, știi? Dar ce e cocalară? Să ai fază lungă? Nu, să ai dinții albi ca varul. Nu Dorian, nu vorbesc de nimeni, dar sunt persoane, nu dau nume, care îi iau prea alb și nu e ok. Adică, pana mea, înțelegi? Cât porți la sutien? Acum. Păi bune, dacă îți spun, o să râzi. Păi vreau să râd, că de asta... La intimissimi, mărimea 2. E mică. Mama, deci este... Mărimea 2? Da, 2, mică, mică. Cum mă 2? Și în România, 75B. Adică micuț. 75B. Deci că e număr de mașină. Pe mine mă întreb, la mine te-ai uitat, adică... Până și Carina, care are 75 cât? Mai zi o dată, Carina, ce nu există? Stai că avem specialistul. Au 75. Specialistul în push-up. Este mic, 75B. Bine, eu sunt foarte mică în spate, am abia 86 aici, sunt foarte mică. Dar mai crești. Nu, dar puțin, chiar dacă eu pun sunt mai mare... Dar ce contează spatele? Se uită cineva la spatele tău, fața contează. Tu ai zis că ai și push-up acum la... Da, la sutien, da, mult, da, nu am sânii chiar așa de mari. La 500 cât ai zis că ai, 485. Nu, 485, da. Mai pui și push-up? Păi pun ca să dea bine la TV. Păi și ție așa, acoperici cu sacou. Nu i-am chiar așa de mari. Păi, dacă vrei să mă dezbrac, mai vin mâine. Păi mâine și facem și așa. Și la altă oră. Dar ți-ar plăcea, de exemplu, o carieră de prezentator în televiziune? Da, voi fi și acolo. Și ce genuri de emisiune ai vrea să prezinți? Ceva pe nebunie, pe sistemul ăsta. Auzi, ai iubit? Nu. Niciodată n-ai iubit în viața ta? Nu, mă, la care... Da, am iubit. Stai, mă, să o întreb altfel. Ai vreun bărbat de treabă să-ți umble la moș și babă? Nu, nu, mă, dar mi-mi place că vrea să prezint emisiune cu nebunii. De exemplu, te-aș vedea potrivită să prezinți vremea. Uite, eu aș pune să prezinte vremea la noi la Sport. Asta vreau, Carina, hai să pregătim textul și harta. Sau dacă vreau știre sau vrei vremea. Eu vreau să văd cum e... Sau știri sportive, vrei să prezinti știri sportive? Mai bine dansez, e prea dimineață ca să... Dansez prezentând vremea. Băi, oameni buni, să prezinte vremea, sunt Nicolau Mic și sunt Nicolau Mare. Eu asta vreau să văd cum prezint. Da, deci o să pregătim imediat, mergem acolo frumos la plasă. Avem harta, avem tot. Spune-mi puțin, citisem eu săptămâna trecută pe spanius.ro că tu ai o relație. Ce s-a întâmplat de atunci și până acum? Poate am, poate nu am, poate am, poate nu. Mai știu eu pe unul. Ieri era șef la Camera Deputaților și acum e doar șef de cameră. Lasă că se mai întâmplă schimbări de-astea în viață. Și în politică, dacă e dragostea. Ce s-a întâmplat acolo? E, nimic. Lasă-mă, fată. Nepotrivire de caracter. Respectul, aia e problema. Deci tu crezi că... Da, apropo, spunem într-o relație, care sunt cele trei elemente care țin o relație vie? La mine funcționează așa. 1. Respectul, încrederea și comunicarea. Și în primul rând, dacă nu e respect, ai plecat. Respectul, încredere și comunicare. Ține-le minte. Da, uite, și că sunt bărbați, nu știu, mai posesivi, mai geloși, care poate nu ar accepta să facă ce ai făcut. Nu, eu nu iert nimic. Tu consider că ți-ai pierdut cumva respectul în fața anumitor bărbați, ei văzând acele imagini? Nu, pentru că dacă ești actriță, dacă ești plătită să faci ce ai făcut... Da, tu nu ești actriță, adică asta te întreb. Ba da, la Insula Iubirii sunt, cum sunt? Actriță. Nu mi-am făcut frumos talentul și acolo. Artistă chiar. Exact, dar tu crezi că există vreun bărbat care ți-ar putea rezista? Tu, în momentul în care ești tu... Exact, e al meu. Tai la locul tău flic aici. Deci ai grijă. Dacă pun mâna pe tine, ești al meu și tu. Nu mai știi cum să faci rime. Ia-uzi, bă băiatule. Ia-uzi, Tati, 20-20. Dar care crezi tu că sunt aturile tale? Ce crezi tu că ai... Ce-i tu? Acum voi fi modestă, pentru că toată lumea mă ceartă. De ce te certă? Pentru ce a fost, ce am filmat și alea. În primul rând, stil, clasă, atitudine, atât am. Stilul din ce vine? Din îmbrăcăminte? Da, stilul meu, stil, nu, că aia e atitudine, e altceva. Stilul meu... Atitudine cu mersul, da. Da. Foarte tare. Ce atitudine am eu, cum sunt eu. Ce emani. Exact. Feminitate. Ce transmit. Ce transmit. Da. Ce crezi tu că transmiți? Nu știu, nu se vede. Nu se simte. Dorință, ia zi. Nebunie. Torent de dragoste. Deci eu când stau lângă ea, simt cum vine așa un flot atmosferic, ca să vorbim de asta de dragoste, de iubire extraordinar. Păi n-a zis mai horoscopul că își găsește săgetătorul. Vezi că, iată, hai să vedem care va fi următorul meu bărbat. Va fi sau nu va fi? Sunt singură, nu sunt singură? Pe unde să vedem? Păi să vedem, să vedem. Păi asta spune tu. Da, serios, lăsăm gluma deoparte acum. Chiar am citit că ai o relație. Tu o spuneai că vă înțelegeați foarte bine. Ce s-a întâmplat de atunci și până acum? Sunt supărată puțin pe el. De ce? Dar ce a făcut? Nu te-a respectat? E ceva de neiertat? Te-a înșelat? Da, nu, altceva. Te-a mințit? Nu. Dar nu e de neiertat. A zis că e supărată puțin, adică nu de tot. De tot. Se uită la noi acum? Doarme, dar se uită. Adică eu unde merg, ce fac, eu știe toată țara. Doarme, dar că ești la noi. Știe că sunt aici, da. Eu mi-aș dori să vă împăcați, sincer, pentru că... Ne-am certat că toată lumea se ceartă. Eu aș vrea să te uiți acolo în cameră. Uite-te acolo la colegul nostru. El nu doarme și dacă doarme, el te vede. Nu doarme niciun bărbat în platoul ăsta, mă asigur. Da, sincer, nu, sincer acum. Spune-i ceva drăguț. Spune-i ce ai pe suflet. Mă bucur că te-am cunoscut, te respect, te iubesc, pa. Mă bucur că ce-a vrut să zic autorul. Deci stai că aici nu trebuie să plătești la cuvânt. Poți să... Zici că i-a trimis o telegramă. Mă bucur că te cunosc cu punct. Te iubesc, te respect. Așa, te iubesc, stop. Mai pe caractere, zi, hai tu zic. Deci ea era... 20-20, pa. Ce se întâmplă? Ea vorbea la 3 secunde. Mai țineți minte pe vremuri la telefonia mobilă cum se vorbea la 3 secunde. Deci te iubesc, stop. Știu că dormi, stop. Sunt pe stop. Da, mă, să uite că se poartă. Cum adică mă bucur că te-am cunoscut, te iubesc, pa? Da, mă, e suficient. Păi mă bucur că îi cunosc, adică e o familie frumoasă. Cine? El are o familie frumoasă? Păi ce treabă e cu familia lui? Tu ești cu el? Frații lui, toată lumea, că îi cunosc pe toți. Câți frați are? Pe soție? Nu are soție. Bă, da, asta dacă doriți, îl voi aduce și pe el în platou. Mi-a promis că vine și că nu are soție. Asta e vrăjală, lumea scrie la mișto acolo. Omul nu are nevastă. Dar cu ce se ocupă? Cu mașini, cu mai multe chestii. Știți și voi de afaceri. Om de afaceri. Și. Dar dacă ai fi aflat, de exemplu, după o lună, că are soție acasă, și el te-ar minți, nu, lasă. Și rămâneam tot cu el, că fac ce vreau eu, nu-mi comandă mie nimeni. Fac ce vreau eu. Tu vorbești serios? Da. Dar nu are soție, da? Păi și dacă nu te gândeai că poate soția sufera sau nu știu. Dar nu mă interesează, eu n-am suferit mult în viață ca să ajung unde sunt. Și asta e. Auzi, spune-mi, ce înseamnă că ai suferit mult în viață? Toți suferim în viață, nu? Da, clar. De la pâine cu untură. Da, pâinea cu untură e bună, adică și cu usturoi, doamne. Orice ce contează. Și știi unde a ajuns? Unde? La meteo, la noi. Extraordinar. Hai să ne mutăm la plasmă. Așa, vino încoace. Asta este plasma. Eu și tu acolo cu plic. Băi, da. Nu, noi ne băgăm în treaba noastră. Ai harta României. Uite, vino aici, stai în partea asta ca să avem acces așa să vedem. Care zonă din țara asta îți place cel mai mult? Oradea, pentru că sunt din Oradea. Dar un oraș foarte frumos. Hai să facem așa, te uiți acolo în cameră. Carinelu, hai să pregătim și o melodie, ceva de senzație, da? Îi dăm pasa, da? Îți dăm legătura. Ești pregătită? Te rog, colegul, hai cu camera mai aproape ca să vadă. Am dormit o oră. E ok. Da, dă din prompter? Da, păi da, citește. Da, credeam că zice așa, la Oradea e frumos să dai superul jos. Dan și apoi prezinți meteo, da? E în regulă? Bun. Doamnelor și hai să-i facem o prezentare, stimați telespectatori. Ne bucurăm foarte mult, avem onoarea să schimbăm vremea. O să scriem istorie pentru că și vremea va fi șocată de ce va vedea. Breaking news! Bună dimineața! Colegul Flic, ai legătura. Vremea. Noi, cei din capitală, suntem mai norocoși. Se așteaptă vreme bună, iar temperaturile maxime vor urca până la 30 de grade Celsius. Și vă pup! Câte grade să avem în București? E foarte greu cu intemperii. Cum mă 35? Că e 24. Nu pentru mine, la mine în suflet. Arată-mi și mie câte grade ori să fie la Iași astăzi. Iași. 26. Da, la Sibiu. La Sibiu, 24. Și la Târgu Jiu. Nu-l văd. Bă, și era, bă, care ați luat, mă? Băi, am luat Târgu Jiu de pe hartă. Fie să fie de treabă. Mulțumim. Puteți, mulțumim tare mult. Zine până la urmă. Nu este asta embarasada? Nu, vă rog frumos. Este embarasada cu gene mai sus. Am mâncat șaorma și am băut 2 litri de apă și la mișto. Deci nu ești însărcinată, da? Dacă ți-e cal, poți să-ți dai jos acolo, să terminăm sus intervenția. Nu mai terminați cu prostii. Dar dacă ai întâlnit bărbatul ideal, ai fi pregătită să devii mami? Nu, nu vreau. Niciodată? Câți ani ai tu acum? Păi uite, pe 30 iunie fac 30 de ani. Mulți noi. Vii la noi, te sărbătorim aici și o să-ți pregătim. Vii, am zis. Vin, voi oricum fac și mare parte. Și vei fi și operată. E bine, mă operez acum, apoi mâine. Păi exact, are timp să se vindece operația. Dar bine, fiind a treia operație, nu. Adică voi fi și la nuntă, pe data de 9 undeva, nu. Nu contează că sunt operată, merg peste tot. Iată, acest Wonder Woman de România se operează, după care intră din nou în viață. Da, și atenție, este singurică, da? Da. Singurică, disponibilă. Da. A intrat într-o relație, da. Cum era, aș intra într-o relație, nu știu, într-a cui. Mulțumim tare mult, Bianca.